O nouă seară superbă live pe plajă. Suntem acum alături de fetele de la Tiny Tigers. Au energie absolut fabuloasă pe care au transmis-o și pe scena live pe plajă. Dragilor, cum a fost? A fost genial, nu am cuvinte, a fost genial. Publicul a fost genial, noi ne-am simțit super bine. A fost super. Mai vrem. E o senzație pe scenă pe care aș vrea să o simtă absolut toată lumea de pe pământul ăsta. Nu se compară cu absolut nimic. Și asta ne bucură din tot sufletul. Hai să aflăm acum ce au mai făcut fetele de la Tiny Tigers în ultima perioadă. Am muncit foarte, foarte mult pentru acest concert și pentru multe piese care urmează să fie lansate și sperăm să vă placă. De asta suntem convinși, mai ales că nu au cum să nu ne atingă această energie a fetelor. Urmează ele să fie lansate, dar când? Toamna aceasta pregătim următoarea piesă. Încă nu știm exact data, dar va urma, urmăriți-ne pe conturile noastre de Insta și veți afla acolo. Cam orice vom face asta. În perioada aceasta, cum a fost pentru voi pandemia? Apropo, sunt foarte curios. Pandemia a fost foarte grea pentru că n-am putut să ne vedem, n-am putut să lucrăm, dar până la urmă ne-a ajutat Domnul de sus și am ajuns aici, suntem împreună, o să ne mutăm toate la București, o să fim zi de zi împreună, o să lansăm piese pentru voi, așa că fiți alături de noi! Așa vom face în mod cert. Și apropo de planuri de viitor, știm foarte bine că urmează să lansați câteva piese noi, asta este clar, dar vă rog să mai spuneți cum a fost pentru voi ultimul an, mai ales după ce ați apărut la emisiunea televizată. Păi, anul nostru a fost plin de surprize, sincer. După ce am apărut la X Factor, cred că ne-am dat seama de fapt că asta vrem să facem, pentru asta suntem făcute și de atunci am muncit continuu ca să ajungem unde ne-am propus. Și am devenit cele mai bune prietene. Asta e minunat și cred că cu această ocazie este foarte bine să încheiem și noi cu acest gând. Apropo de toți prietenii de pe frecvențele Europa FM, fetelor, vă mulțumesc mult de tot. Bravo, Tiny Tigers! Mult succes pe mai departe, iar noi rămânem pe aceeași frecvență, desigur.